Bună seara, dragii mei, sunt Arotela Conoa, etalare pentru cei cu soarele lună Venus ascendent nodul nord în rac, etalare pentru aproximativ luna martie, am zis aproximativ pentru că am spus de nu știu câte ori, la alte nivele nu există calendarele noastre umane. Acum, am vrut cu voi, pentru că sunteți colegii de Aquarius, da? Să împărtășesc un nou set pe care l-am luat de curând și asta pentru că un set care mi este tare drag, pentru că în Zodia Racului este o bună prietenă, doamnă divină, doamnă divină, tu mi-ești foarte o foarte generoasă sponsoriță, mi-ai luat deja câteva seturi de cărți și tocmai pentru că ai fost atât de generoasă vreau să împărtășesc cu tine și acest set de cărți este venite, trei ziluțe, tot timpul găsesc câte ceva în timpul etalării, nu știu ce, ori o fi un obicei prost de care trebuie să mă eliberez. Haideți să vedem. Energia voastră. Interesant, iar vine și la voi moderație, probabil la toată lumea, pentru că evenimentele care sunt pe aici, prin preajmă, ne tulbură apele, mințile, emoțiile. Hai să vedem ce energie. Și atunci, dragii mei, învățați-vă să fiți în echilibru. Eu te dog, câinele. Poate cineva, în mod special, născut în anul câinelui și atunci mesajul este mai intens pentru, sau mai direct pentru ei. 40, câte 41? Parcă 40. 41. Câinele, companionship. Un prieten, un camarad sau prietenia dintre voi și cineva se dovedește a fi. În general, câinele, cei din zodia câinelui, sunt loiali. Dacă înșeală, se spune în zodiacul chinezesc, că dacă înșeală un câine, înseamnă că într-adevăr este într-un mediu foarte toxic din care nu mai face față. E ca un câine căruia stăpânul nu-i dă mâncare, protecție și se duce în altă parte și caută mâncare și tandrețe. Câinele. Vedem ce legătură are cu... ce energie negativă! Am spus eu că poate evenimentele din jur vă o energie foarte războinică. Evenimentele din jurul nostru vă influențează sau poate nu sunteți în altă parte a lumii, în altă, eu știu, poate chiar în alt continent. Dar o energie foarte toxică. Da, curajul este necesar, dar în acest Wolverine... Dar în această carte nu mai e chiar curaj, este o ambiție dusă la extrem. Foarte negativă, ține de un narcisism feroce, da? Pot să pun grade la narcisism? Rămâne de văzut dacă pot. Și aici este, trebuie să fiți autentici și să ieșiți dintre aceste energii negative, iaute, vești, destul de neplăcute. Bănuiesc că totuși pentru cei care sunteți în țară sau aveți aici familia, vă faceți griji pentru ce se întâmplă pe lângă noi, dar am spus eu, în orice eveniment tulbure trebuie să ne păstrăm pacea. Știu că e greu, dar știu că se și poate. Moderația, echilibru. Dacă sunteți în preajma unui personaj egoist, super egoist, nu preluați din energiile lor, ci fiți autentici și rămâneți loiali celor care v-au ajutat sincer, nu neapărat v-au bombardat cu cine știe ce. Știți cum e, că unii narcisiști te ajută, dar te ajută doar ca să-și... hrănească ego-ul, să se pună ei pe un piedestal din ce în ce mai sus și cei care sunt ajutați de narcisiști să rămână undeva acolo jos, nepricepuți, nehotărâți, fără ajutor, fără ajutorul narcisistului. În fine, dacă aveți pe cineva în preajmă, așa, eliberați-vă de acest personaj, concentrați-vă pe prieteni, da? Camarazi, loiali, care stau lângă voi și noaptea și ziua, cu care puteți să mergeți și la vânătoare, puteți să vă simțiți și bine. 4 și cu 1, vă dau siguranță, puteți să manifestați siguranță, puteți să... 4 și cu 1 înseamnă 5, avem aici un 5. Um,
Puteți să vă schimbați viața în siguranță lângă ei. 4 și 1 într-un fel sau altul, că valetul tot un 1 este. Interesant, da? 41, 14. Apare în timp ce am amestecat, a apărut valetul de spade și 4 de monede. Mie îmi spune așa valetul de spade, că se dorește o comunicare cu cineva la care țineți foarte mult. 4 de monede, țineți foarte mult această comunicare. Poate unii dintre voi n-ați comunicat, ați fost poate mai închiși, că era această tendință uneori, și nu ați comunicat, pentru că valetul de spade uneori poate să-și rețină cuvintele și să vorbească mai mult cu el însuși, eventual să spioneze. Dar se pare totuși că vă doriți, interesant, o călătorie, o comunicare cu cineva. Așteptați. Și nu e vorba de așteptare, e vorba de anticipare, e vorba de plănuire, e vorba de speranță. Sperați la vremuri mai bune, sperați o comunicare cu cineva pe la care țineți. Eventual a fost o perioadă de tristețe, un refuz undeva, steaua și judecată. Trebuie să vă vindecați de acest refuz eventual, de această tristețe și trebuie să renașteți, să renașteți în direcția potrivită, să renașteți înspre misiunea voastră sau în misiunea voastră, în lumina voastră, în autenticitatea voastră, că tot avem aici autenticitate, să renașteți. Și pentru această renaștere, probabil că trebuie să comunicați cu cineva, probabil că trebuie să faceți o călătorie. Pentru această renaștere trebuie să fiți foarte... Asta înseamnă să fii autentic, să fii sincer cu tine. Nu să trăiești proiecții. Da, vedem ce mai fi. Rac, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac. Martie, aproximativ. 2022. Art Nouveau este stilul de artă care îl iubesc la maxim. 10 de bâte. Mai munciți prea mult, aveți prea multe responsabilități, mai lăsați-le, că nu mai vă vedeți nici pe voi înșivă, nici eventual steaua către care ar trebui să mergeți, adevărata voastră misiune. 10 de bâte. Prea multe în cărca voastră. Unii. V-ați asumat acest bagaj, dar este prea mult. Doi de monede. Ia uite, probabil că aveți două joburi, eventual, dar trebuie să lăsați, trebuie să alegeți, eventual. Doi de monede. În trecutul îndepărtat? Nu, suferiți, ați stat la pat, ați fost bolnavi, ați pierdut nopțile, dacă pierdeți nopțile, scade imunitatea și uite, așa vă agravați problemele de sănătate. Unii dintre voi care aveți această tendință, că poate nu ar fi toți așa. Dar multă suferință în trecut, nouă de spade. În ultima vreme, spânzuratul. Spânzuratul vine cu această vibrație a casei a 12-a peștilor. Nu vorbesc de zodia peștilor, cât de vibrație. E interesant că suntem și totuși talarea ține de zodia peștilor. E un trecut apropiat. Poate că în ultima vreme, însemnând câteva zile, câteva săptămâni, dar poate să însemne și câteva luni. Ați început să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, pentru că asta duce această casa a 12-a a peștilor, Jupiter, varianta sa nocturnă. Ține de somn, de revelații care vin într-un mod miraculos, în care înțelegeți de fapt de ce v-ați sacrificat, că nu trebuia să vă sacrificați, cum zisei și eu mai devreme, da? Că nu e cazul să stați lângă oameni egoiști, de acești oameni egoiști pot să fie, colegi, chiar șefi, șefe, dar și parteneri de viață, dar și membri de familie, așa că alegeți cu mare grijă, pentru că este o proiecție. Vai, că familia este cum este. Nu, de multe ori familia este karmă care atrage multă suferință. Învățați să vedeți dincolo de proiecțiile religioase, eu știu, sau cele în care ați fost educați acasă, să vedeți dincolo. Și se pare că unii dintre voi începe să vedeți. Vedeți cartea? Începe să vedeți dincolo. Și ce frumos! Acum e prima oară, pentru că am văzut cartea când am luat setul de cărți. Mă mănâncă nasul. Interesant, înseamnă că are legătură. Începe să vă eliberați de această perioadă de stagnare, de suferință. Posibil să renunțați și la 10 de bâte, pentru că, în general, 10 este o încheiere de ciclu. Renunțați și la 10 de bâte. V-ați săturat să munciți așa, să munciți, să... Adică să vă implicați. Poate cineva care v-a obosit, pentru că vă totuși semn de foc aici în jur, și nu zic musai de semn de foc de cineva în zodia
eu știu, în zodie de foc, cineva cu marcaj puternic în semn de foc, oricine poate fi, orice zodie poate fi, de aia nu mai vreau să dau zodie. Posibil un contract, ceva, da? V-a impus prea multe responsabilități, v-a consumat, posibil, pe unii dintre voi. Da. În exterior, magice, în exterior, în viitorul îndepărtat, vreau să zic, dar poate că are legătură și cu exteriorul. O să vedem. În viitorul îndepărtat apare magicianul. Hocus pocus preparatus, începeți un nou ciclu. Un nou ciclu de viață. Vă transformați interesant? Nu, poate că nu întâmplător. Sunt convinsă că nu întâmplător. Vedeți, este un șarpe în formă de 8. Șarpe înseamnă că lăsați vechea piele. 8 înseamnă că ceva moare, se duce, vă eliberați de un trecut și renașteți. Cu alte cuvinte, manifestați o nouă viață. Doamne ajută să fie o viață bună, în lumină, în adevăr, cu oameni buni alături, chiar și cățeluși buni. În prezent, mă supără 7 de spade când îl văd în prezent. Acest 7 de spade este o carte a strategiilor mentale, da? Cu alte cuvinte, minciuni. Asta nu înseamnă muse că vă minte cineva. Poate să însemne foarte bine, dar, repet, pentru asta trebuie să fiți sinceri, că vă mințiți pe voi. Încă, probabil, încă mai stați în aceste situații, încă nu v-ați eliberat, ați vrea, poate acest proces de liberare începe cu o dorință firavă, că am văzut și 3 de bâtă, totuși sperați, vă uitați în viitor ce frumos o să fie când o să fiu liber, liberă și o să manifest altceva, dar rămâne de văzut dacă ați făcut chiar pașii, pentru că totuși provocarea este să alegeți. Adică, alegeți minciuna sau adevărul, că avem aici, ia uiteți, un egoist, o persoană egoistă, autoritară și o persoană liberă, că autenticitatea te face liber. Și interesant, acum văd numărul 17, reprezintă steaua, da? Cineva vă cheamă înspre destinul vostru, vă inspiră într-o nouă direcție, vă tuți, da. Asta e. Dar, probabil că unii dintre voi încă nu ați ales. 7 de spade, mare grijă. Cât vă mai păcăliți? Pentru că dacă cineva ne păcălește, se întâmplă și pentru că noi permitem această păcălire. Cu alte cuvinte, ne-am păcălit noi, lăsându-ne păcăliți. Ha. Sfatul 9 de monede. Fiți independenți, independente. Da? Sau mergeți către oameni care sunt independenți, independente, oameni singuri care sunt... Se bucură de această singurătate într-un mod frumos. Este o libertate asumată. Mergeți către ei pentru că aveți de învățat. Țineți în preajmă, apropo de companionship, da? Țineți în preajmă. Fiți eventual ucenicilor sau fiți, da? Sau învățați de la ei în cazul în care nu sunteți voi. Pentru că această independență, dragii mei, vă rog frumos să nu confundați pe cel care muncește la 2 joburi ca să facă bani și să fie, să zicem, e o independență falsă aia în care muncești și nu mai ai timp de tine, nu. Aici este o, v-am zis, este o libertate și o independență căpătată. Într-adevăr, cu eforturi, dar și cu înțelepciune, creștere spirituală, acest personaj a muncit cândva, probabil că muncește în continuare, dar crește, investește cu grijă. Și se bucură, se bucură, vedeți, culege din struguri, se bucură de munca sa, de rezultatele muncii sale. Și nu doar că se bucură de un strugur, de 2, are o întreagă vie, are multe reușite. Eventual, ce interesant, este o casă în depărtare. Poate a lăsat o casă, o tradiție, un oraș, ca să își construiască casa sa, orașul său. Nu contează dacă e într-un alt oraș. Atât cât este a sa, a lui, a ei, da? Declinați cum vreți voi. Asta este mare lucru. Poate casa nici nu-i frumoasă, dar are o grădină bogată. Metafore, într-adevăr. Dar sunt și ele cu un scop. 9 de monede. Acesta este sfatul. Alegeți, dragii mei, moneda, calea, parteneriatul care vă duce către 9 de monede, către preîmpărăteasă și apoi către împărăteasă. Da? Interesant că totuși în viitor aveți un magician care poate să însemne și manifestarea unei noi căi, dar sper din tot sufletul să n-aibă legătură, că magicianul are legătură și cu 7 de spade. Da? Să n-aibă legătură cu
minciunelele cuiva. Mare grijă, sper că învățați din greșeli, pentru că sfatul este să fiți 9 de monede. Preîmpărat și preîmpărătese. Ce construiți cu mâna voastră este bine construit, fără strategii, fără, da, transformați-vă. Eu zic că sunteți voi. Pentru că se vede că vreți să vă eliberați. Aveți o nouă perspectivă asupra unor lucruri. Exterior, 8 monede, interesant. Ceva la locul de muncă. Sau felul în care muncește, da, interesant, 8 și 9, ar putea să fie același personaj pentru că nu o inspiră. Felul în care muncește cineva să devină independent ar trebui să vă inspire și pe voi. Atunci, cu alte cuvinte, ar trebui să fiți în parteneriat. Cum a zis, companionship nu e partener, dar în fine, tot aia e. Da? Interesant, ia uitați, vedeți că și aici tot așa e o casă îndepărtare. Acum văd cărțile mai bine, nu că mai bine. Am timp să observ detalii. Și aici foarte frumos, un bărbat, o femeie, poate amândoi, două persoane, colaborează la o reconstrucție a lor separat și a... și a lor ca și parteneri. Nu mă refer musai la dragoste, poate să fie. Da. Vedeam ce. Imediat o să clarific, dar ceva s-a întâmplat. Mă așteptați un pic până aduc, da, ca să nu mai blochez telefonul, până aduc, am aici o lumânare, nu mai mă duc. Numai aici o lumânărică, dar că nu mai ai, nu miroase a vanilie ca celălalt, e simpluță. S-a stins lumina, asta e, s-a stins lumina și aprindeți altă lumină. Altă lumânare, altă direcție, lumânarea fiind ca un as de vâte, ca o nouă pasiune, o nouă direcție, o nouă inspirație, o nouă idee, cum să faceți bani, cum să vă reechilibrați financiar. Cam, da? Nu am reaprins lumânarea, am aprins altă lumânare. Și interesant, această lumânare e ca și când vă duceți la cineva din trecut, interesant. Am mai folosit-o în etalare această lumânare. Vă duceți la cineva din trecut și continuați ceva, munciți posibil. O să clarific. De ce vă este teamă? De faeton, interesant. De voi și vă... Am zis faetonul de obicei este asociat ori racului, pentru că e semn cardinal, ori pentru mine și alții săgetătorului, pentru că are roți, mișcare, în fine. Ideea este că faetonul merge către stea. Și e foarte determinată și trebuie să aleagă. Dar, în prezent, aveți 7 de spade. Am zis, aș vrea să nu vă mai mințiți. În locul în care sunteți, cu oamenii cu care sunteți și cu care colaborați. Unii chiar vă mințiți. Alegeți. Deci, vă este teamă de voi înșivă. Vă este teamă de o călătorie care, de fapt, aceea este călătoria prin care trebuie să treceți. Nu cele prin care ați trecut. Călătoria vieții voastre, pentru că faetonul merge către stea. Către destinul său. Și am vorbit de asta, este și aici, da? Autenticitate. Sau o persoană autentică. Trebuie să vă întâlniți cu cineva. Am văzut și 3 de bâte. E la distanță. Dar vă e teamă. Ce vă doriți? Ia 4 de cupe. Nu cred că vă doriți să fiți în această energie, da? Nu cred. 4 de cupe. Dacă ar fi să găsesc un simbol pozitiv, este că e foarte selectiv la ofertele care vin. Dar dacă vine dragostea și o refuzați, nu știu dacă este totuși cea mai bună soluție. Doar pentru că... O să vedem. Ar fi frumos dacă vine cineva cu niște strategii, cu niște șmecheri, într-adevăr, să-i refuzați. Asta vă doriți, să aveți puterea să-i refuzați. Ar fi super fain. Și să manifestați un nou ciclu în care gata, nu mai vă păcăliți, nu mai atrageți păcălici în jurul vostru, ci sunteți autentici. Și atunci faetonul va schimba altă poziție. Poate îl puneți în poziția dorințelor pe faeton. 4 de cupe, o să clarific. Interesant, poate are legătură 4 de cupe. Poate vă doriți pe cineva pe care i-ați refuzat în trecut, că am zis că e o lumânare care a fost folosită și stinsă cândva și pe care o folosesc acum. Da? Ori un personaj pe care i-ați refuzat sau care v-au refuzat ei, poate că nu era momentul, nu era timpul nici pentru ei, nici pentru voi și acum vă doriți, vom vedea ce reușiți să fac. Ei, uite, 3 de bâte, totuși
apare această speranță că o călătorie, comunicarea cu cineva, dacă nu se poate manifesta călătoria cu faetonul în poziția fricilor, 3 de bâte poate să fie și, și comunicarea la distanță. Și aveți și magicianul care ține și el de manifestare prin cuvântare. Aici ar putea să fie un secret, nu neapărat secret, o chestiune. Da? 8 de monede și 9 de monede. Urmărim pe cineva cum muncește și cum devine independent și voi vă puteți inspira. Nu neapărat că nu sunteți independenți, dar, repet, este o mare diferență între a avea bani și a munci de dimineața până seara și a face, ați crea un soi de abundență. Nu musai a fi super bogat, e o mare diferență între a fi abundent și a fi bogat. Între a fi liber și a avea bogății, dar ați pierde libertatea pentru acele bogății. Îți pierzi libertatea pentru acei bani. Vedem. Hai să și... Ia, ce trei după 3 de bute? Ah, ce frumos, steaua! Posibil că aici nu aveți încredere. Dar, repet, poate vă mințiți, poate cineva vă influențează. Dacă vă influențează, vă rog frumos, dacă vă pune în cărcă responsabilități, mai dați-le încolo. Ar putea 7 de spade să fie influența cuiva. Să vă sufle la oreche, nu că nu ești pregătit, nu că e prea departe, nu că nu te bagă în seamă, că de fapt stai că tu ai refuzat, l-ai refuzat, ai refuzat-o cândva, de ce te-ar ierta? Chestiuni de genul acesta, știți? Gen șarpele, trust in me, cum era în filmul acela. Spuneți-mi numele filmului. Cu Mowgli. Și Bagheera Pantera. Cartea jumării, da. Trust in me. Da, foarte frumos. Și vreți să echilibrați 6 de monede. Sperați, sperați că 3 de bute și stea înseamnă speranță, iar credință că se vor echilibra lucrurile. Că veți oferi cui trebuie sau cine trebuie vă va oferi vouă și nu persoane care a jucat un rol. 6 de monede. Interesant. La capătul setului de cărți, luna. Sunteți voi sau alt semn de apă, temperanța și 7 de monede. Uite, trebuie să vă îndepărtați de această neîncredere cu 2 de spade, poate n-aveți încredere și soarele. Că 2 de spade stă și alege. Probabil că undeva interesant cu soarele și cu 10 de monede v-a fost bine din punct de vedere financiar la un moment dat. Ori în familie, ori într-un contract, ori într-un job, ori într-o relație v-a fost bine cu soarele și 10 de monede, dar ceva e acolo, nu este chiar pentru voi și trebuie să alegeți, să vă îndepărtați de acel loc și cu răbdare să vă vindecați eventual de dependența aceea, de confortul acela, și să mergeți înspre o zonă sau o persoană mai, cum să-i spun? Interesant, soarele este energie masculină și aici luna este energie feminină. Ori să vă descoperiți voi această energie feminină la fel de puternică ca energia masculină. Eu știu, iar vorbesc altfel decât unii se așteaptă, dar mă bazez pe inteligența multora, da? Temperanța și luna. Trebuie să vă vindecați niște frici emoționale, niște traume care țin de mamă. Oh, da. Temperanță, vindecarea de mamă. Da. Pentru că odată vindecați de mamă, nu mai căutați confort într-un anume fel în preajma unor oameni care vă pot consuma. Și voi acceptați asta din cauza că e o problemuță acolo. E subtil. Poate unii mai mergeți la psiholog sau mai citiți articole de specialitate ca să înțelegeți exact ce spun. Pentru alții. Există un personaj care are o energie feminină înaltă, de ce zic înaltă, vindecată, care e conectat la intuiția sa. Probabil că acolo ar trebui să mergeți.
înspre acest personaj. Asta pentru că voi acum nu sunteți bine. Nu sunteți bine. Așa arată cărțile. Eu nu mă uit, sau tarotul nu mi-arată cum vă prezentați voi în public. Nici ce, eu știu, prezentări faceți pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram, cum vă aranjați, cum să vă prezentați, cei mai frumoși, cei mai puternici, cei mai de succes. Nu, eu vorbesc de interiorul vostru. Sufletul vostru acolo este obosit de prea multe lucruri. Trebuie să alegeți. Cum am zis mai devreme și aici am zis. Și nu doar, trebuie să învățați să vă echilibrați. Vă concentrați prea mult pe lucrurile care atârnă interesant. Credeți că dacă au greutate fizică, vă dau stabilitate? Nu e obligatoriu. Încercați să echilibrați. Apropo de soare și de lună, da? Masculinul cu femininul, trebuie să fiți în echilibru. Nu odată așa, odată așa, în extreme. Hai să clarificăm 10 debute. Pentru raci și răpușoare, odată. De două ori. De trei ori. Aha, să mă amestec, poate vine singur. 10 debute. Pentru răpușori, în sufletul lor. Și răpușoare. Dar știu, destui raci care se concentrează prea mult pe bani. Prea mult. Și se mint. Își mint sufletul, cum am zis mai devreme. 10 de bete. Hai, odată. Uite, în sfârșit a venit singurica. A venit invers. Regele de spade. Invers. Este cineva care vă manipulează mental, verbal, v-a manipulat. Nu contează zodia. De care trebuie să vă vindecați. Da. Regele de spade. Sau poate acel personaj se simte obosit în relația cu voi. Nu reușește să manifeste ceva, tocmai pentru că sunteți foarte diferiți. Nu stăm acum să acuzăm, că văd totuși elemente care țin de aer. Și repet, nu fixez cărțile. Da, că știu că sunt câțiva oameni care rămân fixați în chestiile astea, că regele de spade reprezintă o zodie anume. Nu. Nu. În fine, nici magicianul și nici alte, nici faetonul nu reprezintă musai pe voi. Poate să fie frica de călătorie, frica de a lua decizii, pentru că este o decizie foarte importantă, frica de a merge înspre nouă direcție care e destinul vostru, pentru că trebuie să lăsați în urmă ceva. Dar aici aveți pe cineva care vă inspiră, eventual un personaj care muncește, da? Și eventual împreună ați putea să faceți ceva. Poate sunteți vecini, vorba vine vecini, da? Că sunteți vecini de poziție aici. Și vedeți ce interesant. Vedeți că trec dintr-una între alta. Această casă se vede și, v-am zis, și în cartea acestuia și în cartea dânsei. Sau poate nu e aceeași casă. Dar poate că ambii trebuie să ați lăsat și trebuie să lăsați o familie, un oraș, o construcție în urmă, ca să vă descoperiți independența și independenți, veți face vreo, probabil, un parteneriat. Interesant. Însă, hai să vedem. Aici trebuie să vă vindecați de manipulările verbale, mentale ale cuiva, care v-a pus prea mult în cărcă. E un personaj care n-a fost sincer. Bărbat, femeie, nu contează. A folosit diferite tactici. În continuare folosește diferite tactici. Dacă țineți la acest personaj, aici este păcăleala voastră. Trăiți o păcăleală. Țineți, de fapt, nu la personaj, ci la ce proiectează personajul. Și aici trebuie să dați vărul la o parte. Da? Pentru că nimeni nu poate să țină la cineva care se poartă urât cu el, cu ea. Da? Ci la proiecțiile pe care lansează din când în când acest gen, dacă ești narcisist, de personaj. Doi de monede, clarificăm. Doi de monede. Sunt multe.
alege să cuceriți pe cineva care este sufletul vostru pereche. Doi de monede. Pentru că acest cavaler de bâte cucerește o regină. Cavalerul de bâte poate fi foarte fain, poate fi curajos. Atât timp cât e sincer și autentic. Cât e în vibrație bună. Nu, cavalerul nu înseamnă musai, da? Un du-te vino trecător. Nu. Cavalerii, de fapt, sunt cei care fac, pentru cei care mai știți un alt, de fapt, care fac războiul, da? Cavaleria. Era o forță. În timpul unei bătălii. Sunt plin de curaj. Asta trebuie să alegeți, să fiți curajoși și să vă câștigați independența, apropo de ce zisei mai devreme, doamnelor, care vă va atrage un suflet pereche. Eventual, că nu o să vă duceți, doamnelor, dacă vreți să fiți în energie feminină, nu-i normal să cuceriți voi, normal, bărbații trebuie să cucerească, pentru că asta e energia masculină. Da? Acum, trebuie să alegeți. Repet, să alegeți independența voastră, să fiți pline de încredere, că vă veți găsi parteneriate armonioase, nu păcălelii, nu păcălelii. Există oameni care sunt sinceri, aici este, există oameni și aceia sunt sufletele noastre perechi, familia noastră sufletească. Ia uite așa este. Dacă alegeți corect, puteți avea parte de succes. Se va construi încet cavalerul de monede, iar o pereche divină, regele și regina de monede, ia uitați-vă, ce am zis mai devreme, 8 și 9, da? Cu răbdare, cavalerul de monede, măși în fior, da? Cu răbdare. Se poate să aveți succes. Dacă vă faceți curaj, da? Să încheiați un contract nedrept și să manifestați justiție dreptată în viața voastră. Wow! Unii dintre voi poate deja v-ați îndrăgostit de un personaj misterios. Îndrăgostiți-i, Marea Preoteasă, justiția, wow! Pic. Și dacă nu v-ați îndrăgostit, urmează să vă îndrăgostiți sau urmează să atrageți, repet, dacă sunteți în vibrația potrivită, succesul și atrăgând succesul, fiind independenți, vă găsiți și parteneriat, regele și regina de monede. Aici, doi de cupe. Repet, dacă alegeți corect și cuceriți persoana care trebuie, dar ca să cuceriți, ca să aveți încredere, ca să aveți energie, ca să fiți seducători, trebuie să renunțați la seducătoare, în fine, cuceritoare. Trebuie să renunțați la aceste 10 de bute și la manipulările cuiva. Mai căutăm în trecut? Hai să nu mai căutăm, că nu e bine să răcăim trecutul. Hai să vedem ce cu acei 7 de spade în prezent. Era să zic peștișori. Gândul la peștișori. Răcușor și răcușoare. 7 de spade. 7 de spade. Șase de spade. Lăsați în urmă. Bre, bra. 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 Eu cred că ăștia când zic bra s-au luat după breul nostru, nu? Așa că s-au luat după noi. Evident. Și americanii s-au după românii. Nu doar românii s-au după american. Bra. Lăsați mincinoși în spate, 6 de spade. Lăsați, yes! Mulțumesc, tarot, mulțumesc, te pupă, mama. Ia. Așa, lăsați, ia, uite, încheiați capitolul și faceți o altă călătorie. Ia, uite, încheiați confuziile, iluziile, prea multe opțiuni, nu știți ce să alegeți. Aici e aproape ca diavolul această carte. Of! Of, of, of. Tot eu trebuie să vă zic. Normal că de-aia sunt aici ca să vă zic. Cine vrea să asculte, ascultă. Cine nu? Trăiește în proiecții și în iluzii. Mai dăm o carte pentru prezent. Asta vrea să iasă, ia ca. Vai ce frumos! Mergeți înspre oamenii care vă inspiră. Am zis, 9 de monede inspiră. Oamenii care muncesc pentru succesul lor. Nu-l măsluiesc, nu creează iluzia succesului. Chiar muncesc, e o influență exterioară. Da?
Eventual colaborați, dacă sunteți voi independenți și de succes, colaborați cu oameni muncitori, nu oameni care vă furăcășează de spade, vă poate fura într-o colaborare. Apropo de, combina aici și amor și profesie și familie și tot. Dar sunt lecții de viață. Ia uite, doi de bute, trebuie să alegeți. Da? Judecați. Judecați bine. E o tăcere între voi și un artist. Artistul sunt două cărți care sunt în plus. Artistul. Artistul, tăcerea și judecata. Eventual, poate făcând artă, unii dintre voi, dacă faceți artă, vă zic din experiență, eremitul înseamnă o perioadă în care vă izolați ca să faceți artă și să renașteți. Nu numai să ai produsul pe care îl faceți, dar renașteți voi prin energia pe care o primiți în timpul creației, inspirația asta divină care vine spre voi. Sper să fie o artă cât mai de calitate sau cât mai înaltă ca vibrație, ca să simțiți această renaștere. Nu știu cum, adică depinde ce faceți, cât sunteți care faceți artă și ce faceți, ca să mă înțelegeți. Da, în sfârșit se mai schimbă povestea. Da. Mergeți înspre... Da, uite, vedeți cum arată cartea? Tot vă uitați un pic în trecut, nu vă mai uitați în trecut. Nu vă mai uitați, lăsați în urmă. Mergeți cu încredere. Aveți aici încredere, trei de bute. Mergeți cu încredere, către perechea voastră. E cineva care așteaptă să fie încoronat. Da? Care merită această cunună. Unii dintre voi o aveți și urmează să vă găsiți perechea potrivită. Alții, din potrivă, cineva vă caută sau vă va găsi în momentul în care sunteți în această vibrație. Clarificăm 9 de monede, sfatul, că sfaturile sunt foarte importante pentru răcușor și răcușoare. Șase de bute este energie. Regele de monede. Ups! Interesant. Regele și preîmpărăteasa. Un personaj liber și un personaj poate să fie liber, dar care vrea să fie în parteneriat. Ar putea să fie acest rege de monede. Poate voi sunteți chemați să fiți regi, domnilor, alături. Repet, cum am zis mai devreme, de femei care muncesc, care se implică, care sunt serioase, care merită. Eventual, doamnelor, dacă continuați să fiți așa de valoroase, probabil cineva e cu ochii pe voi și își dorește un parteneriat cu voi. Nu știu de ce e interesant în aceste de cărți, apare totuși un semn al berbecului pe umărul acestui rege de monede. Dar interesant că și el are o viță, are struguri și voi aveți parteneriat. Și aș spune parteneriat... Care poate să fie și poveste de dragoste, veți trăi și veți vedea, interesant, mare preot. O legătură spirituală. O, regele de cupe, legătură spirituală. Dar și dragoste. Ce e cu diavolul ăsta? Da. O dragoste care v-a făcut să suferiți. Și cu cât ați suferit, cu atât ați iubit mai mult pentru unii dintre voi? Cam așa se întâmplă pentru unii. Așa zicea și pe vremuri. Nu există dragoste fără suferință. Da, tendința asta masochistă am depășit-o. În fine. Exterior. 8 de monede. 8 de monede. Clarificăm 8 de monede. 7 de bute. E un personaj defensiv care se apără pentru care de muncit. Adică nu are timp de joacă. Interesant. Iar a apărut acea arcană care e în plus. Izvorul. Izvorul. Interesant. Încearcă să lucreze la această fântână. Încearcă să descopere ceva. Un personaj din exterior. Care vă... E mai democrat. 6 de bute. Valetul de cupe. Împărăteasa, wow, trei de cupe și puterea.
Măi, acest pers, vai, de ce mesaje vin? Poate că vă deranjează când sunt prea spectaculoase și voi vreți mesaje simple. Nu știu, e treaba voastră ce vreți, eu transmit ce am de transmis pentru cine vrea să asculte. Valetul de cupe. Acest personaj este defensiv, de obicei, pentru că are foarte mult de lucru. Am zis, am văzut mai devreme izvorul, mi s-a părut că lucrează la acest izvor, că încearcă să caute sursa cui? Abundenței. Nu a bogăției, nu neapărat caută vreo comoară, a abundenței. E ca și când ar lucra în interiorul lor. Pentru cop de monede înseamnă și transformare personală. Acest personaj ar putea să ofere o comunicare. Dacă e, că tot am văzut că există dorința de a comunica, am văzut mai devreme, cu cineva, dar nu cu oricine. Și de ce spun așa, că nu pare imatur personajul, chiar dacă are, să zic, aspect mai copilăros, are uneori se exprimă mai simplu. Este felul în care apare. Defensiv, muncitor și uneori copilăros și foarte sensibil sau sensibilă, că poate să fie și bărbat și femeie. Dar în spate, ia uite așa, este o împărăteasă. Este o energie feminină, că tot am vorbit de energie feminină foarte înaltă. Trei de cupe, cele trei grații. Acest personaj are putere. Știe să se apere, apropo de independență, știe să se apere pentru că a trecut prin foarte multe și este în conexiunea în aceste de cărți, trei de cupe le văd ca pe cele trei grații. Nu știu, poate are niște îngeri în preajmă, poate are niște prieteni loiali, apropo de loialitate de cățel, da? Niște prieteni loiali care sunt în preajmă și protejează. Nu știu, simt că este o misiune mai înaltă, dar de făcută publică. Nu atât de publică și de evidentă. Așadar, eu îmi păstrez mesajul pe care l-am spus mai devreme. Cred că acest personaj, dacă e influență exterioară și l-ați depistat care este, ar putea să aibă o influență, nu știu, faină, benefică, să zic, da? Împărăteasa. Cu acest personaj puteți, cum am zis mai devreme, dar puteți să creșteți împreună împărăteasa. Sunteți două suflete, că am văzut doi de cupe, care împreună creați o relație armonioasă, puternică. Așa? Vin mesajele. Să clarific faetul, nu numai clarific, pentru că în zona fricilor și nu vreau să explorez foarte mult fricile. Hai să vedem patru de cupe. De ce în poziția dorințelor patru de cupe? Patru de cupe. Ce vă doriți voi patru de cupe? Poate vă doriți o nouă dragoste, dar să fie o dragoste specială cu aripioare. O dragoste... o dragoste divină vreți. Dar cine e divină? Voi sunteți divină. Voi sunteți divină că nu v-ați eliberat de acești mincinoși, da? Nu dragostea. Și nu altcineva. Divină. Dar patru de cupe. Hai mă, Ela. Hai. Patru de cupe odată. De doi. Trei ori. Regina de cupe, am zis. Vreți o dragoste divină? Păi cea mai divină dragoste a reginei de cupe și regiului de cupe, da? A, e dragoste, da. Dragoste cu fluturaș, cu aripioare, cu cu căluți de mare și steluțe, apropo de stea, poate e parte din steaua voastră. Sau, regina de cupe, puteți să fiți chiar voi. Voi vreți să fiți selectivi și să vă orientați către voi. Să vă vindecați, că avem totuși, ați văzut steaua, da? Să vă vindecați, să vă echilibrați și să atrageți. Da? Oh, ce frumoasă regina de cupe! Dacă sunteți bărbați, probabil că sunteți supărați. Prieteniile care sunt în jur nu sunt prea grozave, dar dacă vă concentrați pe ce asul de cupe fiind vindecarea voastră, veți manifesta doi de cupe. Cum? Prin venirea acestui îngeraș. Regina de cupe.
E o chestiune care ține de un refuz. Ori voi v-ați refuzat, ați refuzat-o, ori ea v-a refuzat la un moment dat în trecut. Dar ține de un trecut. Mai dăm o carte. Ce frumos! Marea preoteasă, wow! Cu care vreți să vorbiți cu această persoană, această figură, cu acest personaj? Interesant! Regele de monede, împăratul, unii dintre voi vreți să fiți stabili, să oferiți stabilitate, protecție acestui personaj. Dacă e femeie. Da? Asta vreți să oferiți. Și am văzut mai devreme împărăteasa înseamnă care legătură cu personajul din exterior. Măi, ăsta e tarotul, e subtil. Asul de spade, asta înțelegeți acum. Ce frumos. Ce frumos. Foarte frumos. Magicianul. Magician. Hai să vedem cine e magician. Ce magician faceți acum? Ce magie faceți? O nouă viață. Transformați-vă viața în primul rând. Manifestați. Nu, dragoste adevărată. Ia să vedem ce manifestați. Justiție. Yes. Contracte. Văd aici o balanță. Contracte corecte. Pentru că ați trăit în contracte nedrepte. V-au trădat și la locul de muncă și acasă. Contractele sunt și la locul de și acasă, da? Contractele pot să fie și subtile și spirituale și energetice, mentale, cum vreți voi. Și prietenii, colaborări care n-au fost corecte, v-au mințit, ia uite moartea, death, da? Death. Judecați, renașteți, wow, din ce? Din confuzii. Ia uite, colaborări la locul de muncă, trei de monede, sau prietenii în care au apărut secretele, trădările. Asta e, manifestați justiție. Poate că la un moment dat în viitor, în momentul în care vă găsiți parteneriatul, care vă oferă stabilitate și dragoste, da? Și vindecare cu steaua. O, ce frumos! Veți manifesta un contract, da? Între două suflete, două minți. Un contract corect. Clarificăm trei de bute pentru răcușor și răcușoare. Trei de bute. Speranța? Zase. Căsătorie. Vreți manifesta o legătură de lungă durată care duce către căsătorie, eventual. Ia uitați aici. Și am vorbit de aici, de la 8 de monede, da? O legătură care duce către căsătorie. Dacă sunteți bărbați, urmăriți o femeie care este foarte meritoasă și vreți să fiți alături de ea și să-i oferiți, da? Să vindecați-o, a zis... Dacă v-au refuzat, cred că vreți să vă întoarceți și să rezolvați problema. Dacă voi ați refuzat-o la un moment dat, da, e o chestiune. Dar sperați. Eventual, unii dintre voi... Prin toate aceste cărți, vedeți pe unde sunteți, care mesaje sunt ale voastre, care sunt poate pentru alți răcușori și răcușoare. Trei de băte și 10 de monede arată și o călătorie către familia voastră, poate către casă, familia din care v-ați născut, originile, poate și asta. Și această călătorie să vă aducă o vindecare într-un fel sau altul. Vindecați niște... Am vorbit de traume care țin de mamă, de emoții. Poate ați fost părăsiți cândva și din cauza asta ați atras numai oameni care v-au părăsit și v-au mințit, dar trebuie să vindecați un lucru. Iau, împărăteasa și am văzut mai devreme împăratul. Mai. Sunteți pe aproape. Dacă lăsați lacrimile și dacă manifestați dragoste necondiționată, vindecare, iau pe regele și regina de cupe. Regele de monede și preîmpărăteasa. Da? Și când am vorbit despre 8 de monede, a apărut și împărăteasa. Și la un moment dat împăratul. Măi, ceva se pregătește pentru voi. Dar trebuie să lăsați în urmă, repet, mincinoșii. Și nu doar mincinoșii. Să nu vă mai păcăliți. Măi. Depinde unde aveți Neptun. Dacă aveți Neptun într-o anumită casă care permite așa ceva, transforma suferința în artă. Unii știți ce vreau să zic. Ia uite. Deschideți-vă către schimbare. Ceva trebuie să se întâmple, da? S-a început. Ia uite. Aveți încredere. Nu fi sălbatici decât dacă e cazul când e și cu cine trebuie, dar aveți încredere. Ce aici este?
Văzuserăți, da? Ați văzut? Mai țineți minte? Alegeți. Să mergeți cu încredere, să cuceriți, da? Să cuceriți. Personajul care vi se potrivește, iar un personaj care are încredere. Dar și voi trebuie să manifestați încredere și sunteți puternici împreună. Acum nu vreau să vă dau zodii, pentru că variază și voi trebuie să le descoperiți, pentru că aici este. Trebuie să gândiți. Să nu vă, eu nu vreau să vă proiectez mai mult decât este cazul. Dar e frumos ce se arată, ce se desfășoară. Dacă alegeți corect, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și pupăcei. Eu știu? Pupăcei mulți, dacă vă găsiți și dragostea asta. Anunțați-mă. Ceau, ceau.